Bine ne-am găsit, dragi prieteni, Cătălin Cornea sunt. Suntem aici pe canalul de dresaj canin profesional și sper că n-ați uitat. Am avut prima parte din evaluarea șnauțerului pitic, dar periculos, și acum începe partea a doua. Vom vedea despre ce este vorba, pentru că se întâmplă lucruri. Avem momente interesante din această a doua parte a evaluării noastre, noi mărturii și totodată multă informație. Detalii pe care, din păcate, nu le puteți găsi în altă parte decât pe acest canal de YouTube. Canalul de dresaj canin profesional. Sunt Cătălin Cornea, haideți să începem! Lesa asta și o să-i punem o lesă mai lungă, da? Bravo, băiat! Bravo, să atașezi tu asta de zgardă. Așa, bravo! Ușor, finuț! Întâi atașezi pe asta și după aia o desfaci pe cealaltă. Simplu, bravo, băiat! Bravo! Eu vorbesc cu el să iasă ce-s bun. Bravo, iubitul! Ia, fii atent! Ia uite! Tic! Deci se poate replia, da, liniștit. Când e sus, îl deviez doar un pic cât să nu se poată sprijini și atunci mă duc și las, redirecționez și creez un automatism în treaba asta, redirecționez concentrarea lui pe un anumit punct către altceva, da? Mă ajută lesa asta? Hai, băiat, hai! Așa, bravo, bravo, foarte bine. Așa, iubit, ia uite. Apelez un pic la instinctul lui de vânătoare. Începe să-i placă faptul că poate urmări o recompensă prin instinctul de vânătoare și după care o prinde ca pe un șoricel. Îi se pare super cool și asta îl distrează și mai tare și se creează o formă de încredere. Da? Bravo, bravo. Așa. Poate să facă lucruri de cățel fără să-i fie teamă că cineva îl va lua și șterge cu el pe jos. Da? Este foarte important ca el să aibă claritate în comunicarea cu voi. Adică să știe ce înseamnă un mesaj, să știe ce înseamnă celălalt, să știe cum să le interpreteze, cum să răspundă corect mesajelor la nivel tactil sau din voce pe care le dăm. Hai! Hai, băiat! Bravo! Bravo, bravo! Și atunci se liniștește și mințișoara lui, stările lui psihologice se stabilizează și după care, dintr-o relaționare corectă cu câinele în care îți creezi ascendent psihologic și el poate înțelege, bravo, ești tare, hai, vrei să mai vedem lumea? El înțelege corect relația bazată pe leadership și following, atunci el consideră că este cool. Din poziția de follower îi se întâmplă tot felul de beneficii, nu e pus în nicio situație limită, nicio fundătură din care este hedator să se lupte, să își salveze piele. Ok? Deci trebuie să... Hai să explorăm. Hai, mișcare. Se poate duce, e liber să se ducă. Întotdeauna fiind în situația asta, eu îl pot pune în poziție de follower pentru că mă mișc cum vreau și el va fi în poziția de a mă urma. Da? Bravo! Hai! Hai de repede! Hai! Repede, repede! Bravo! Bravo, bravo! Repede, repede! Și schimbând poziția, îi dau oportunitatea de a explora și în alt punct. Atunci înțelege că urmându-mă, ba chiar la sugestiile acestea verbale de încurajare, pentru el e cool și nu are nicio problemă de acest punct de vedere, da? Hai, mai mergem? Mai mergem? Haide, mișcare! Nu trebuie să se simtă amenințat. Un câine care nu știe cum să reacționeze pentru că nu s-a întâlnit cu situații în viață și nu are o experiență de viață corespunzătoare, dacă mai este și amenințat, bineînțeles că din teamă, nesiguranță, va mușca. Deci controlându-i capul și devindu-i, desprinzându-i capul
în cazurile acestea nasul de la o distragere olfactivă, de exemplu, îl pot determina pe picioarele lui să plece. Dacă îl trag de ham, senzația este în continuu că îi fuge pământul de sub picioare și se tulbură mai tare percepția lui vis-a-vis de stimul și ce îi se întâmplă în mod direct. Ok? Dacă iau atenția și nu fixează cu privirea un anumit stimul în mod excesiv, nici nu se încarcă cu o stare indusă de acel stimul. Ok? Și după care, când mă vede pe mine ca stimul vizual făcând ceva notabil, automat starea care era gata să fie indusă de acel stimul și să se reflecte în comportament, va fi modificată de acțiunea mea care trebuie să aibă o conotație pozitivă, adică se uită, are așteptări din partea mea plăcute. Simte nevoia asta stringentă de a se informa prin intermediul mirosului, dar nu are experiența de a se duce direct să ia contact și atunci așteaptă să se ducă să ia dâra de miros din spate de unde au lăsat-o ei, pentru că pe la coadă pe acolo emană niște feromoni, sunt buletinele lor de identitate, să zic așa. Și el a simțit nevoia să se informeze în felul acesta, dar dacă eram la un metru de lesă și îl țineam pe loc, frustrarea lua locul posibilității acesteia de a se duce să evalueze situația și de acolo tulburările comportamentale, psihologice și apoi comportamentale se perpetuau. Tocmai de aceea o lesă de genul să ajute. Când ieșeam cu el la plimbare, pentru că știți foarte bine, sunt foarte mulți stăpâni care îi lasă fără lesă și ei vin spre el. Asta mă deranja cel mai mult, pentru că nu puteam să mi-l controlez în momentul ăla. Acum am înțeles de ce și cum. Sper cu doar cu zgarda la gât să fie altceva. Pentru că asta e, sunt animale, instinct vin... Așa este. Însă, chiar și într-o asemenea situație, dacă vin câini la el, odată trebuie să știți ce să faceți în situația aceea sau cum să evitați o asemenea situație. Dacă ați avea comportamente alternative pe care să îi le cereți la ce știe el sau la felul în care ar reacționa el și dacă ați ști să redirecționați atenția lui, de exemplu, pe un exercițiu, să zicem, luăm decorul ăsta în considerare. Să spunem, vine un câine spre el și este o problemă. Eu pot să folosesc tonuri ale vocii cheie și să-i distrag atenția pe un asemenea decor. Îi dau o mică misiune de îndeplinit. Îi spun, hai sus acolo, pentru că acolo avem de primit. Ia, hai să facem acum un test. Ia, băiat, hai! Hai sus! Ia să vedem! Bravo! Bravo! Ia uite! Așa! Ia uite! Și acum e atent la mine. În momentul în care câinele pleacă, eu iau automat presiunea de pe el, da? Iau presiunea de pe el pentru că nu-l mai vede pe celălalt apropiindu-se. Și atunci nu intră nicio stare de nervozitate, nicio stare eventuală de anxietate, pentru că resimte această presiune. Și l-am ajutat să răzbească într-o anumită situație, da? În momentul în care, între timp, acel câine este controlat de stăpânul lui sau nu, dacă totuși vine să îl abordeze, va trebui să-l las să se miroase, da? Va trebui să-l las să se miroase, în niciun caz nu-mi trag câinele pentru că îl pun în imposibilitatea de a-și folosi limbajul corporal pentru a echilibra situația în comunicarea respectivă. Dacă eu îl trag, îi dau acum, de exemplu, fac niște mișcări cheie, la fel, l-am deviat, hai că avem treabă aici, bravo! Avem treabă sus aici. Ia uite ce deștept. Bravo. Bravo. Și folosesc niște tonuri, dacă aș avea recompensă, aș folosi niște tonuri asociate cu recompensă care l-ar face să anticipeze ce urmează în sens pozitiv. Și atunci orice asemenea situație, de exemplu, îl deviez de acolo. Hai băiat. Și îi arăt prin mișcarea mea că urmează ceva interesant, dar trebuie să aveți datele astea, trebuie să știți tertipurile acestea în lipsa unor comenzi clare pe care el să le cunoască și să știe să reacționeze la comenzile noastre verbale. Trebuie să cunoașteți tertipurile acestea și să faceți în așa fel încât tot ce se întâmplă în jur,
sau aproape tot, dacă nu tot ce se întâmplă, să asociați cu perspective pozitive. Ce fac în situația asta? Pun la bătaie un stimul tactil care oricum îl distrage, oricum, căruia oricum răspunde destul de bine, un stimul sonor pe care l-am asociat în mod repetat cu perspectiva primirii unei recompense de calitate, și atunci când am pus acest stimul împreună, am reușit să anulez un stimul vizual care pune presiune pe el și pe care el îl interpretează în modul lui propriu, să zic așa, și personal, și interpretările de obicei, pentru că nu are prea multă experiență de viață și nu a apucat să vadă lumea altfel, sunt eronate, greșite. Și atunci se reflectă tot ce simte în momentul respectiv în comportament. Ok? Acum vede, de exemplu, o mașinuță. Se orientează. Da, se orientează. Da? Sigur, nu știe ce să facă acum, dar încearcă să se orienteze. La fel, din start. Nu, lasă să se miroasă, nu-i problemă. Am văzut că deja a acceptat. Da. Ia. Ia și el contact un pic, așa. Bravo. Bravo, iubit. Așa, atâta, că el nu prea e sociabil. Hai, copil. Exact când am tras... Acum șoca și el, am rămas traumatizată. Da, și corect. Și emoții când am venit. Deci am... Te văd că tu ești mai relaxat așa, da, ești mai... Deja mi-a creat. Ia uite, unul mare ca tine, na. Ce te faci? Ia să vedem. Să nu-i sari în cap, că el este pui, nu? Da, nu, e fetiță. A, și ești fetiță. A, numai bine, ia. Ce zici, mă, băiatule, mă? Ce zici, mă? Uite o fată drăguță, vezi? Așa, uite o fată drăguță. Îți place de ea? Îți place de ea? Ce zici? Așa, bravo, uite, vezi? Ea e deșteaptă și stă să fie mirosită. Ceea ce contează enorm pentru un nesigur ca el să poată să o acceseze, să identifice statutul hormonal. Foarte frumoasă cum exprimare. Bravo, bravo, fată, ești deșteaptă. Puteai să-i sari cu două labe în cap de mult, dar ai știut să stai pe loc. Bravo! Și astfel s-a informat și este ușor să te desprindă de ea. Bravo, iubito! Bravo! Să-ți trăiască! Și acum pleacă liniștit. Bravo, mă, ești tare! Bravo, mă, ești tare! Mulțumirea pe care o are că a putut să aibă o interacțiune de calitate și apoi o desprindere care să nu îi provoace niciun fel de rău, îl ajută enorm să plece bine dispus. Plecând bine dispus, eu vorbesc cu el, vociferez, tocmai să-mi asociez vocea cu momentele de bună dispoziție, momentele de încredere, situațiile în care mă privește ca pe un partener de joc. Eu sunt surogatul tuturor necunoscuților, da, pentru el, și așa cum va rămâne cu impresia vis-a-vis de mine, ușor, ușor e loc de plantat asocieri pozitive și cu alți oameni. Nu zice nimeni să vină oamenii călare să-l mângâie ca pe un Golden Retriever Service Dog. Neapărat, adică un cățel care se poate duce la copii să pună toți copiii mâna pe el. Nu merge neapărat, dar nici nu este un cățel care chiar are un comportament... Sigur că da, numai că, exact ce vă spuneam, dacă vine un copil și vrea să-l abordeze, eu pot să distrag câinelui atenția și să-l pun să facă altceva. Pot să fac asta, în loc să-l privească pe copil venind, eu pot să-i deviez atenția și să știe că are ceva interesant de făcut cu mine, care la un moment dat îi aduce un beneficiu, se va simți bine din acest punct de vedere, ok? Și învață să-și mute atenția de pe distrageri, anticipând că se întâmplă lucruri bune. Și dacă ceea ce decid eu să facă rezolvă o situație de presiune și nu îi se mai întâmplă nimic, el merge pe sugestiile mele fără niciun fel de problemă. Dar nu
nu poate funcționa dacă nu există o legătură între sugestia din lesă, semnalul tactil și perspectiva pozitivă care îl, care îl va motiva suficient să răspundă semnalului meu din lesă, da? Deci acum noi putem să lucrăm împreună și nu o să fie nevoie de botnice, după câte observ. Da, sigur că da. O foloseam și am luat-o, vă spun și de ce, când mergeam la vaccinuri, la veterinar. Uh-huh. Acolo este utilă, nu zice nimeni nu. Acolo este utilă această botniță, numai că el trebuie să învețe să o accepte. Să învețe să o primească, dacă botnița înseamnă ce i s-a întâmplat cu celălalt, da, să zic așa, evaluator, nu este în regulă. Botnița trebuie să însemne la fel, perspective pozitive. Mi se pune botnița, e ok, dar să știi că după ce mi se dă jos botnița, mamă, câte lucruri pot să fac. Așa că, dar trebuie să trec întâi prin culoarul acesta, să port un pic botniță. Și noi amândouă în pacient am ieșit de puține ori i-am pus botnița. De ce îi puneam botnița că mânca de pe jos? Da, ăsta a fost și scopul care. Da, este și ăsta un motiv, însă se pot rezolva lucrurile. Un câine care este dresat este mult mai versatil la a interpreta situațiile. Nu ne-a fost frică de el, dar îi băga mâna să-i scoatem din gură, că e normal, nu știm ce ia după joc. Uh-huh. Și logică mușca capsa. Unde? Unde au fost? Eu cu da și n-aia când am. Bravo, mă, piezerica. Hai, da. S-a dus, a luat contact prin miros, n-a făcut nimic. A luat contact prin miros și a renunțat. Ușor, ușor se schimbă perspectivele lui, dar are nevoie de spațiu, are nevoie să replieze și să vadă că în mediul acesta se întâmplă și alte lucruri interesante. Nu vine nimeni călare peste el neapărat, chiar dacă nu se duce acolo să vadă despre ce-i vorba, are de făcut multă treabă în partea dreaptă, în partea stângă. Hai, hai repede aici, ia uite, hopa, îți place? Unul din lucrurile care trebuie să se întâmple cu acest câine este să fiți voi instruite foarte bine. Da? Da. El fără un interlocutor sau fără niște interlocutori de calitate, el nu poate să se converseze. Da? Oricât ar fi el de deștept sau câtă capacitate ar avea de a asimila lucruri și de a face lucruri, care l-a evaluat, chiar ne-a dat seama că trebuie altceva, în afară de a-i spune hei, cu botnița și a-l lovi ei sub coastă. Da, da, da. Dacă urmăresc filmulețele cu Cezar Milan. Da, numai că din păcate sunt oameni care sunt influențați de filmulețele acestea, numai că nu se aplică tuturor câinilor și a răspuns foarte urât. Nu există unui câine nesociabil care nici nu știe să interpreteze anumite situații, să-l mai pui și în astfel de... Eu am rămas surprinsă ca prima întâlnire să fie la noi acasă și direct pe teritoriul lui să-l vadă. Știam că putea să fie și așa, doar că trebuia altfel abordată problema. Și aruncat culesa în el, în curte. A aruncat culesa în el în curte? Da. De ce? Da. Nu am înțeles de ce, dar a aruncat culesa și la un moment dat el a devenit foarte agresiv și îl lua, era ținut în aer, era în aer și îl ținea în sus, zicea hei, hei. Și nu seara n-am mai putut să-l scot decât pe străduțe la noi, pentru că mi-a fost teamă să-l mai scot în parc. Era el foarte agitat. Da, iubitul, da. Ce să zic? Se întâmplă și ție, știi cum e? Life... Se întâmplă peste tot. Astfel. Life sucks, câteodată. Dar... Era de preferat să nu i se întâmple, pentru că pe marginea lipsei lui de sociabilitate, lipsei lui de experiență, de viață și de a interpreta situațiile în care este pus, da? Lacune este de comunicare între voi și el, mi s-a întâmplat ceva ce a fost extrem de traumatizant, e corect. Chiar este și acum. Eu zic că el duce lipsă de experiențe plăcute. Ok? Am înțeles. Noi și... traumatizat. Nu, da, nu e vorba numai de asta, dar
Nimic din ce n-a înțeles el în mediul acesta până acum nu a fost susținut cumva să înțeleagă. Da? Bun. Nu e nimic, doar miroase că e băiat bun. Bravo, dragă. Așa. Ai văzut? Hai că n-are nimic bun. Zdrăvane, știe că în buzunare avem chestii. Da, te-ai descurcat. Bravo, bravo. Știți cum ne-am discutat? Bravo, bravo, te-ai descurcat. Recompensă, dai recompensă. Da, există un tertip pe care eu l-am folosit acum. Având în vedere că avem deja un background de interacțiune bazată pe consecințe pozitive, adică să vorbesc cu el, nu-i nimic. Dați-mi mingea aceea. Dar sunt și copii. Nu contează, dați-mi mingea aceea. Vrei mingiuță? Na. A, te distrezi? Aoleu, ce crezi, mă, că e mingea ta, e mingea lui, băi. Băi, e mingea lui, mai muțuile. Păi cum, ți-ai tu mingea omului? Ia, taion, taion. Ai văzut? Taion. Bravo, bravo, bravo. Hai să luăm mingiuța. Hai să luăm mingiuța, bravo. Ia uite, hop. 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 Are o problemuță cu picioarele. Da. E teamă de picioare. Picioarele îi dau senzația că dacă se mișcă cumva în jurul lui, îi pot face rău. Și atunci e tentat să... Și asta este într-o combinație cu ușoară posesivitate la resurse. Mai devreme am sesizat că am vrut să mișc un pic mingea cu piciorul și își centrați atenția pe picioare. Și am renunțat și am folosit coborârea corpului cu mâna. Dar asta vine din faptul că au fost situații de-a lungul timpului care... În care a fost călcat cu mingea, cu picioarele și bravo, hai fugi! Și în casă așa este și când vrea să o prindă sau tot de picioare și de degete. Da, sau dacă are o recompensă pe jos și trec pe lângă sau calcă. Da, pentru că este posesiv la resurse. Dacă relația între voi și el ar fi una corectă, un câine care își recunoaște și acceptă poziția de follower și leadership-ul din partea celorlalți alături de care trăiește, nu își va mai permite astfel de gesturi. Dar dintr-o poziție dominantă își permite să le atragă celorlalți atenția și să le impună limita față de resurse, pentru că ăsta este și un tertip prin care își certifică poziția. Tocmai de aceea, dacă faceți dresaj cu el și începeți să lucrați cu el, sub pretextul acestor cerințe vă creați ascendentul și vă câștigați poziția corectă în relația cu el. El nu știe cum să procedeze într-o poziție de follower, oferind cumva și ipostaze de submisivitate, dar nu poate să arate submisivitate față de o persoană necunoscută, da, care îi creează stres. Printre altele, nu poate să arate submisivitate sau să afișeze faptul că acceptă poziția de follower față de cei pe care nu îi recunoaște de lideri. Și atunci, ca să vă recunoască de lider și el să înțeleagă că poate funcționa foarte bine în poziție de follower, trebuie să lucrați cu el. Și prin intermediul exercițiilor și sub pretextul acestora să-i limitați opțiunile, să inițiați lucruri, după aceea să fiți cei care controlează resursele și care îi oferă accesul la resurse, indiferent ce resurse sunt, că e minge, că este minge mare de fotbal, că e mâncare, că este un os, că este o altă jucărie, că este spațiul, sunteți cei care îi puteți limita opțiunile. Dar sunt niște exerciții specifice prin care puteți să dobândiți treaba asta, ca să aibă și el perspective. Ca așa, dacă luăm și îl dăm de gard și spunem, gata, mă, acum tu nu te mai dai la mine, că am eu puterea asta și vreau ca osul ăsta să-ți arăt că eu îl controlez, n-ați făcut nimic, nu se creează relații așa. Dar sunt exerciții, în mod instinctiv, el face asta și protejează resursele atunci când le are în posesie, da? Și de cele mai multe ori caută cumva să vadă dacă poate să ne scoate pe noi din posesia resurselor și să intre el în posesie. Știe bine regula asta, adică, ok, am eu bucata, nu știe cum să-mi o ia, trebuie să încerce tertipuri. Dar dacă nu mai este în posesia mea și a luat el prin planul, atunci pretenția lui este noi să ținem distanță. Prin exerciții îl putem învăța să cedeze resursele, să se îndepărteze, să accepte cu încredere
că dacă iei resursa, se întâmplă ceva bun și pentru el, ba chiar poate intra din nou în posesia ei, dar se creează tipare pe care el ușor, ușor începe să le anticipeze atunci când inițiezi un exercițiu. Fără niciun fel de bază, el de unde să știe cum să reacționeze? Reacționează instinctiv. Specia așa l-a programat. Să lupte pentru resurse, să încerce să-și creeze ascendent față de cei din grup, ținând sub control resursele. Ați văzut câinii când iau în parc bețe și fug, îi vor să-i provoace de fapt pe ceilalți să-i fugărească și să le demonstreze că nu-l pot deposeda de resursa respectivă. El încearcă același lucru. Bun. Sper că a avut sens ce v-am spus. Foarte mult sens și sunt șocată așa de... Șocată? Da, bine, oricum știam că este un câine inteligent și asta eu am acceptat de la început că trebuie ajutor și că am greșit undeva. Deci undeva greșeam clar. Deci nu știam eu cum să-l fac pe el. Trebuie să-l înțelegeți mai bine decât ați făcut-o până acum. Și dacă sunteți bine pregătite, instruite și aflați mai multe despre comportament și psihologie canină și personalizați totul la cum este el, atunci veți avea și abordările corecte și comunicarea se va clarifica între dumneavoastră și el. Și asta îl va ajuta foarte mult. Calitatea vieții lui va crește exponențial și a voastră de asemenea. Oricum trebuia să ajungem, adică cineva să ne ajute. Pentru că ești cu el afară, adică plecăm cu el. Da, da, da. Ea vrea da. Să-și ia cu peste da. Tot să meargă cu el în oraș. A încercat odată, dar nu s-a putut cu metroul și cu asta. Da, numai că hamul nu este de ajutor. Hamul este doar să-l ții pe loc, dar de atâtea ori ai nevoie să-l manevrezi, să-i transmiți mesaje, să deci, limitezi opțiunile să-l conduci, încât când îl tragi de ham, agravezi situația. Da? Ia hai să facem o plimbare cu lăsa asta. Du-te un pic cu el încolo, apoi te duci un pic în dreapta, nu trebuie să blochezi, nu trebuie să faci nimic. Așa. Du-te dreapta. Așa, foarte bine. Lasă să se ducă. Poți să te duci către stânga, da? La bancă. Te duci către stânga la bancă, de exemplu. Îl lași să miroasă. Și acum cheamă-l. Și vino. Bun, bravo. Și poți să pleci în partea opusă. Haide. Traversează verdeața. Vorbești cu el, îl chem. Excelent. Vedeți că fiind tras de lăsă și observând că ea s-a îndepărtat, este motivat să micșoreze distanța și să urmeze. Astfel, renunță în mod extraordinar la contactul cu diverse distrageri. Dacă se creează așa legătura asta, el când ia contact cu un anumit miros străin, se așteaptă la ceva din partea asta și schimbă imediat opțiunea, a mirosit și a fugit repede în partea asta. Da? Dar era important să te poți îndepărta de el ca să îl motivezi să te urmeze. Dacă stai la un metru de lăsă și îl tăriai după tine, nu ești cum ai ieșit acum. Gândiți-vă la un lucru, că îmi plăcea să fac o paralelă din aceasta, hai să. Lesa asta o poți face scurtă de un metru, pe aia de un metru nu poți face lungă ca asta, da? E precum vorba aia, la București poți să te pitești, dar la Pitești nu poți să te bucurești. Cam așa ceva. Deci, și lesa... era că rețin controlul și că îl țin mai aproape. Da, numai că zic, până mâine ținând câinele, ia singur frumos o poziție de așteptare. Simte și el că face parte din grup aici, fără niciun fel de problemă. Nu este doar un câine contenționat într-o lesă de un metru. De la lesa aceea poți să înveți câinele, de la lesa aceasta și de la mersul ăsta poți să înveți câinele la un moment dat, populând memoria lui motrică cu tipul ăsta de mers, să meargă lângă picior. Pe picioarele lui, fără să stea sprijinit în zgardă sau în ham. Da? Și de acolo poate să meargă frumos, în regim de mișcare, să ignore ce se întâmplă în jur și să accepte situații prin care trece, dar cu încrederea că dacă voi conduceți, de obicei deciziile voastre sunt corecte și îl scot pe el din belea. Da?
Dar trebuie să învățați voi mai mult despre treaba asta și cum să faceți lucrurile, pentru că fără voi el singur n-are cum să răzbească. Este știu, clar. Se vedea, era și cu cât se perpetuează genul ăsta de confuzie în viața lui, cu atât el își tulbură mai tare comportamentul și stările psihologice. Mă bucur că am văzut despre ce este vorba. Și eu mă bucur și oricum, în primul rând, ați acordat, cel puțin mie, cu fetița n-am vorbit, o liniște și o altfel de siguranță. Crezând că este ceva construit genetic, care lucrurile astea de... Nu, nu e nimic genetic, nu este doar sunt devieri de comportament venite din interacțiunea defectuoasă cu voi și percepția greșită, pentru că nu l-a ajutat nimeni să înțeleagă diferit situațiile de mediu în care se află. Da? Dar lucrurile acestea se schimbă dacă deveniți și voi din ce în ce mai bune comunicarea cu el. Bun. Ne oprim așa, da? Da. Bun. Dragii mei, sper că nu a fost foarte plictisitor, dar eu consider că în aceste evaluări comunicarea cu proprietarii acestor câini este esențială. Pentru că de aici vedem unde se întâmplă fracturile. Ce înțelege câinele din felul în care transmit oamenii mesajele, ce înțelege omul din comportamentul câinelui. Dacă această lacună este ușor micșorată până la dispariție și se unesc cele două părți de comunicare, eu zic că lucrurile se îndreaptă. Dar cel mai important este să înțelegeți câinele, cel mai important este să aveți câteva noțiuni de psihologie canină și comportament canin aplicat, să poată fi transpus într-o abordare practică și tocmai de aceea suntem aici pe canalul de dresaj canin profesional, ca să aveți soluțiile. Sper că v-a fost de ajutor și nu uitați, până data viitoare, orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal, cum a fost evaluatorul dinainte a acestui câine. Vă salut și nu uitați, subscribe, like, comment. Ne vedem acolo!